Și dacă nu aveți timp pentru a petrece de dimineață în Parcul Valea Morelor din Chișinău, de ce nu ați putea opta pentru cantoterapie? Un eveniment perfect pentru acei doritori care își doresc să iasă din clișeele cotidiene printr-un exercițiu de stimulare a creativității, de diminuare a stresului, de echilibrare a stărilor psihofizice, dar și de dezvoltare autoaprecierii, expresiei corporale, dar și a capacităților vocale, evident, într-o atmosferă plină de emoții pozitive și armonie muzicală. Iată, aveți ocazia să vedeți câteva imagini de la o lecție de cantoterapie. Iar ta care a lansat acest proiect aici, în Republica Moldova, la Chișinău mai exact, este nimeni alta decât Geta Burlacu, pe care am plăcerea să o salut aici, în platou, la Jurnal TV, la Fi Sănătos. Ba mai mult, vreau să-i anunț pe cei de acasă că Geta este bine mersi în anul 2 de master la psihologie clinică. Bună seara pentru toată lumea, sau încă bună ziua, bună, nu știu ziua, când începe eu la voi seara. Într-adevăr, cantoterapia, cred că o facem de ceva timp, nu țin minte, de 2 ani sau de da, un an. Sunt deja, da? În noiembrie vor fi, mai bine zis exact, pe 29 noiembrie. E un proiect care mi l-am propus ca o încercare. Nu eram sigură o să meargă sau nu o să meargă aici la noi în Moldova, pentru că noi moldovenii suntem obișnuiți să cântăm oriunde, dar cred că mai puțin într-o așa un mod curativ și mod organizat. Dar știi, toate lucrurile au ieșit exact cum eu mi-am închipuit, chiar și mai bine. Este vorba despre cântatul împreună, da, pentru că și ultimile cercetări au demonstrat acest lucru. Cântatul împreună diminuează stresul, cântatul împreună ne face să ne simțim mai fericiți, mai degajați, mai deștepți, apropo. Nu știu dacă mai deștepți, dar mai fericiți cu siguranță. Și asta mai liniștiți, mai liniștiți, exact. Alții, invers, poate, dacă nu au nevoie să fie atât de liniștiți, îi face să fie mai entuziasmați și mai inspirați. Eu cred că de fiecare dată, de când am avut aceste sesiuni de cantoterapie, am izbutit să facem ceea ce ne-am propus. Ba mai mult decât atât, am încercat să facem cantoterapie pentru maturi, am încercat să facem cantoterapie și pentru copii și toate merg bine. Maturii se simt exact ca niște copii și acum, oriunde nu intru, mă întreabă, dar o să mai cântăm împreună? O să ne mai chemați să cântăm împreună? Îmi dau seama că oamenii merg nu numai acolo unde cânt eu în concerte, dar le place să vină și să se simtă și ei, Geta, într-adevăr, artiști. Reușești să prinzi povești de viață la aceste lecții? Reușești să conversezi cu oamenii? Reușești să le afli destinele? Nu, deci cred că mai puțin reușesc să aflu poveștile lor de viață. Nu sunt niște sesiuni psihoterapeutice, dacă vrei despre asta să mă întrebi, absolut nu. Mai bine eu le-aș numi o psihoterapie de grup și nu știu dacă e exact o psihoterapie, nu știu, dar cu siguranță oamenii se simt bine, mult mai bine și cred eu că teza mea de master o să scriu anume pe terapie prin muzică și anume prin cantoterapie, exact. Care a fost cel mai tânăr elev pe care l-ai avut sau cel mai în vârstă care ți-a pășit pragul lecțiilor? Nu știu, eu niciodată nu întreb oamenii câți ani au, pentru mine absolut asta nu contează. Eu știu că muzica, sunetul, cântatul este absolut firesc pentru un om și prima ce a apărut pe pământ, cred eu chiar înainte de a vorbi, oamenii au început a îngâna, mamele au început a îngâna copiilor săi să cânte de fericire sau de tristețe pentru a se încuraja sau pentru a se liniști și de asta eu cred că nu contează nici măcar pregătirea profesionistă cu care vin în sesiunile noastre, mai mult atât vârsta nu contează. Până omul poate închide ochii și visa, până poate cânta, poate fi parte din elementele mele. Ce înseamnă pentru tine psihologie clinică și de ce ai decis în profunzime să studiezi acest domeniu? Pentru că a merge la psiholog cred că era mult mai ușor decât a face doi ani studii la psihologie clinică și masterat. Atunci când am intrat la masterat și am făcut cunoștință noi între noi și cu profesorii, sigur că ne-au pus întrebarea asta și atunci eu am răspuns că am venit în psihologie
pentru că vreau în profunzime să înțeleg multe procese și atunci când o să spun că muzicoterapia sau meloterapia sau cantoterapia face parte din terapie psihologică, să știu exact cum merg lucrurile. Acum, trecând mai mult de un an, eu știu foarte bine că nimeni în psihologie la studii nu vine așa ocazional, cu siguranță fiecare are niște întrebări și caută răspunsurile mult mai profunde. Și eu cred că atunci când am depus actele la psihologie clinică la masterat, cu siguranță treceam printr-o criză de existență. Pentru căutarea răspunsurilor am ajuns la facultatea de psihologie. Nu-mi pare rău, absolut deloc. Am niște colegi absolut superbi, absolut deosebiți de colegii mei din lumea artelor, foarte interesanți și foarte profunzi. Sunt și unii și alții, dar diferiți. Asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Cu siguranță există diferențe, exact. Da, vreau să salut toți profii mei de la facultate, de la Universitatea de Stat, de la Facultatea de Psihologie. Sunt niște oameni și niște profesori absolut dotați și pregătiți foarte bine. Mai mult decât atât, vreau să-ți spun că anul acesta am început să fac și licență în psihologie pentru ca masterul meu, într-adevăr, să aibă valoare. O valoare mai grea, pentru că fac și în afară de acest lucru o formare în psihoterapie integrativă și acum am de gând să plec la Kiev la o școală de Gestalt. Mie tare mult îmi place tot să înțeleg că este o altă meserie pe care vrei să o îmbrățișezi. Da, este un alt gen, dar eu tare o să mă strădui să înrudesc aceste două genuri, da, pentru că uite și cantoterapia de dovadă că există repere, există niște puncte unde se unesc și iarăși mai repet încă o dată, nu este secret că într-adevăr arta este o adevărată terapie pentru sufletul omenesc, iar cei mai bătrâni psihoterapeuți cred că au fost și Platon și Socrate și Buddha. Ți-ai dori să profesezi psihologie, da? Chiar la modul practic? Cu consultații, cu discuții, cu deschidere, cu, nu știu, poate predare de ore ulterior, pe termen lung. Sau totuși este ceva pe care l-ai ales tu pentru tine ca să te înțelegi mai bine pe tine și să înțelegi mai bine relațiile cu oamenii din jurul tău? La început eram sigură că vor trece 3, 4, 5 ani și o să deschid un cabinet privat și o să am sesiuni cu cei care au nevoie și cei care deja mă contactează, dar zic nu, categoric nu. Acum sunt absolut sigură, în fiecare zi, cu cât mai mult citesc, cu cât mai mult studiez, îmi dau seama că, de fapt, psihologii conduc lumea. Fie marketing, fie resurse umane, fie economie peste tot, fie politică. Totul este bine gândit de foarte mari, mari psihologi a lumii, chiar dacă nu se numesc așa. Eu cred, acum pot să spun foarte ferm, eu sunt pentru lecții de psihologie chiar din grădiniță, chiar sau din primele clase de școală și sunt sigură că omul atât timp cât trăiește, 120 de ani, odată nu știu la câți ani și cred eu că foarte mult depinde de starea lui și de consistența lui psihologică, are multe perioade de vârste și crize în aceste vârste, fiecare le are diferit. Aceste crize nu sunt altceva decât o creștere și eu cred că neapărat trebuie să ne învățăm noi maturii, părinții sau profesorii, să ajutăm copiii noștri să treacă pe aceste verigi, pe acea spirală de crize de vârstă și apoi noi maturii trebuie să știm exact cum să trecem peste ele la orice vârstă. Dacă înainte se credea că, uite, omul de când se naște și până la 18 ani îi se formează absolut personalitatea, acum s-a demonstrat că
omul începe să-și formeze psihicul chiar din burtica mamei, din burtica mamei, exact, din perioada lui intrauterină, și poate să se modifice până în ultima zi, poate să se schimbe, să devină mai bun sau mai rău, depinde cum își dorește. Geta, pentru că ai amintit despre copii, spune-mi, te rog frumos, Geta Burlacu, fără de studii în psihologie, cu 2 ani în urmă, de exemplu, și astăzi, Geta Burlacu, cu, în anul 2 de master, în relația cu copiii tăi, ești diferită? Eu pot să-ți spun că eu sunt o mamă intuitivă, de fapt ca și o majoritate din, din toate mamele de pe pământ, și vreau să spun că este foarte important să fim mame suficient de bune, cu fanatism redus, liniștite și tare fericite și ok cu ceea ce putem să le dăm copiilor noștri. Asta este important, să ni se spună chiar de când suntem însărcinate. Multe lucruri le fac intuitiv, exact cum le-a făcut și mama mea și bunica mea și cum toate femeile. Avem o educație în familia noastră restrânsă, avem o educație în societatea noastră. Cum să crești un copil? Dar cu siguranță, atunci când am intrat în psihologie, am aflat multe lucruri despre care mi se pare că ar fi bine să le fi știut din adolescență. Uneori îmi pare rău că nu le-am cunoscut. Acum încerc repede să... poate uneori să mai corectez ceva în ceea ce nu am reușit să le dau acum, după părerea mea, ok, copiilor mei. Eu te văd diferită, lasă-mă da? Să-ți zic. Da. Deja facem interviuri nu de azi și nu de ieri, cred că sunt okay. ani, da? Okay. Și eu te văd diferită, mai calmă și înțeleaptă, lasă-mă să-ți zic lucrul ăsta, să nu fiu, sunt prea sinceră. Poate și e din cauza că mi-am luat pașaportul de majorat. Gata, am trecut. Acum. Am devenit fetiță mare, fetiță mare de tot, și cu toate studiile în regulă și cu toate experiențele, cred eu. Iubești? Da, cred că ca niciodată, și sunt împăcată cu mine ca niciodată și mă simt bine ca niciodată. Și de asta ziceam că e fain să știm să gustăm din viață, să o luăm fără grabă. Și să o mușcăm la gust și la parfum, că ea merită să fie așa. Când vine vorba despre o relație cu un om, nu precizez, femeie, bărbat, nu contează, este bine să punem punct aici și acum și să o luăm de la capăt dacă ceva nu este bine? Sau totuși întotdeauna lăsăm loc de bună ziua? Eu nu știu. Dacă tu ai crezut că eu o să vin în studio și cu fermitate o să-ți răspund la această întrebare, tu ai greșit. Eu nu știu și mie mi se pare că exact cum noi oamenii ne naștem absolut diferiți, exact așa și relațiile între noi sunt absolut diferite. Fiecare cuplurile sunt, se spune că sunt fericite la fel, dar sunt fericite în felul lor. Nu știu. Eu cred că sunt și fericite în felul lor și nefericite în felul lor. Trebuie să lase loc de bună ziua sau trebuie să o rupă. Nu știu. Eu cred că fiecare hotărăște pentru sine și e tare important să se simtă bine în acea stare de rău sau de bine. Așa. Da. Ce vârstă au copiii tăi? Sunt acum ei în Marea Britanie, din câte exact. Știu. Acum sunt la au lecții. Au început studiile, da, cred, au început, da? Au început orele. Fata mea are 17 și un pic, băiatul de grabă face 16. Să-ți trăiască. Eu cred exact că cel mai important... Exact în perioada în care au cel mai mare nevoie de tine sau de sfaturile tale. Nu sau știu. Deja au trecut. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Eu cred că timpul va arăta. Atunci când mă felicită și îmi spun că am niște copii minunați, eu zic, cred că da, dar hai să vedem când o să aibă ei câte 50 de ani. Da, sigur că au nevoie de mine, dar eu mă strădui să le dau pace și să le dau voie multe lucruri să hotărască ei și la multe răspunsuri să-și găsească ei singuri întrebările, să fie independenți de mine.
Dar cred că dependenți de această stare de fericire, această stare de familie, această stare de căldură, asta întotdeauna o să le dau la nemărginit. Și putem să ne sunăm și să vorbim mult, mult, mult despre toate. Și eu cred că fără psihologie este cel mai important lucru pe care am știut să-l fac intuitiv, să vorbesc mult cu copiii mei și să-i ascult mult și să le povestesc lucruri absolut adevărate, pozitive sau negative din viața mea. Și o ultimă întrebare, Geta, și te las să pleci liniștită. Spune-mi, te rog frumos, ei și-au decis drumul în materie de profesie și de ceea ce vor să facă pe termen mediu, să zic așa? Mie mi se pare că da. Cel puțin tu ai înțeles. Cel puțin noi ne străduim să încercăm să mergem acolo unde ne închipuim că o să ne meargă, reieșind din capacitățile și talentele lor. Lor, exact, da. Mulțumesc tare mult. Data viitoare, când ei vin acasă, cu toată da, familia, cu mare în platou, drag, cu mare drag. Să discut și să-i cu mare drag. Mersi foarte mult, succese mari la studii să ai. De Doamne! Și când faci lecțiile de cantoterapie, bate alarmă, neapărat. Să le facem aici, aici. Cu mare drag. Avem încape unde. Și multă lume, avem și scenă. Da. Mersi tare mult, Geta. Pe Geta Burlacu, în momentul în care aveți întrebări la ea, nu ezitați să o găsiți și online pe pagina ei de Facebook, Geta Burlacu. Vrem, nu vrem.